Dragi ascultători ai acestui mesaj, doresc să vă salut cu harul și pacea Domnului pe toți. Aș dori în câteva cuvinte să mărturisesc cum Dumnezeu și-a arătat puterea și brațul Lui puternic în viața mea și astăzi, 7 martie 2021. Astăzi dimineață, în jurul orei 4:30, am pornit cu mașina din Sibiu înspre Iași. În momentul când m-am urcat în mașină, m-am uitat la termometru, afară nu erau decât minus 2 grade. Condițiile de trafic erau foarte bune, asfaltul era uscat. Și am început, cu ajutorul lui Dumnezeu, după ce m-am rugat înainte de a porni și mi-am încredințat soarta, viața, mașina în brațul lui Dumnezeu, am pornit cu mașina înspre Iași. Este adevărat că mergeam foarte repede, cu gândul să ajung la Iași, să pot fi prezent și eu în casa Domnului, la ora 15. În timp ce mergeam cu mașina, așa cum spune Ioan, mă aflam în Duhul și eu, la fel ca și Ioan, mă aflam în Duhul pentru că am cerut Domnului să-mi dea un cuvânt pe care să-l aduc înaintea poporului astăzi când va trebui să slujesc. În timp ce mă aflam în Duhul, Dumnezeu mi-a spus, spune poporului din loc că sunt foarte trist, sunt mărnit, pentru că poporul meu și-a părăsit cei mai mulți și-au părăsit locul de veche în care eu, Domnul, i-am așezat. Cei mai mulți dintre ei nu mai sunt în locul în care eu, Domnul, i-am așezat și i-am chemat. Cei mai mulți dintre ei care i-am pus să fie picior, vor să fie ochi. Cei mai mulți care i-am pus să fie mână, vor să fie gură. Pe cei care i-am pus să fie ochi, vor să fie ureche. Pe cei care i-am pus în fruntea poporului vor să se pună pe dreapta, să fie oameni ai rugăciunii. Pe cei care i-am pus și i-am chemat să fie oameni ai rugăciunii vor să fie învățători, vor să dea învățătură poporului. Și în felul acesta m-am întristat. Întreabă-i astăzi unde se găsesc fiecare dintre ei. Întreabă-i câți dintre ei mai stau la postul de veche, acolo unde eu, Domnul, i-am așezat. Câți dintre ei au rămas la locul în care eu, Domnul, i-am pus și câți dintre ei își mai fac lucrarea așa cum eu, Domnul, le-am cerut să facă. Și câți dintre ei cum își fac lucrarea pe care eu i-am pus să o facă? În timp ce Domnul îmi transmitea acest mesaj, mă deplasam cu o viteză foarte mare și la o distanță de aproximativ 50 de kilometri după Sibiu, am trecut câțiva munți, munții Făgărașului, și la un moment dat am văzut în fața mea o curbă deosebit de periculoasă. Am văzut-o prea târziu. Probabil nici nu a fost marcată din timp. Când am văzut pericolul în care mă aflu, m-am uitat în tahometru, am văzut că aveam 140 de km la oră, viteză foarte repede.
și am mai văzut că erau minus 11 grade. Și am mai văzut că pe stradă, pe asfalt, era polei, era puțină zăpadă așezată. Și când am început încet să frânez, mașina a început să derapeze foarte tare. În momentul acesta, când mașina a început să derapeze, s-a întors invers. Nu mai mergeam normal în față, ci mergeam pe lat. Volanul mașinii s-a blocat. Nu mai aveam niciun control asupra lui. În momentul acela am auzit o voce puternică. Ia-ți mâinile de pe volan! Cei ce sunt șoferi își pot imagina că instinctul unui șofer atunci când este în pericol nu este să-și ia mâinile de pe volan. Instinctul lui de șofer este să reacționeze, să redreseze cumva mașina, să frâneze, să tragă de volan într-o parte în alta. Faptul că Dumnezeu a preluat controlul mașinii, prin faptul că am auzit acea voce, ia-ți mâinile de pe mașină, de pe volan. Le-am luat, m-am lipit de scaun. În momentul acela am văzut pe volanul meu două mâini albe, puțin mai mari decât mâinile mele. Nu erau foarte mari, puțin mai mari decât mâinile mele albe. Mașina derapa cu o viteză foarte puternică, cum spuneam. Mașina era invers, pe latul străzii, nu mergea normal în față. În partea dreaptă nu era niciun parapet, nu era nimic de protecție, dar în partea stângă era un parapet. Și când mă apropiam cu viteza foarte, foarte mare, de curbă, de stânga, de parapet, am văzut acolo în față, lângă parapet, o mână foarte mare, o mână puternică, era lipită de acel parapet. Și atât de aproape m-am dus cu mașina, am derapat, pe o distanță foarte mare, cred că undeva la 50 de metri, am derapat cu mașina. Și când am ajuns lângă parapet, dintr-o dată mașina s-a oprit. Am încercat să deschid portiera, nu mergea. Distanța dintre parapet și... era un zid de beton, parapetul acela. Distanța dintre zidul de beton și mașina mea și portiera era undeva la 5 cm. 5-6 cm. Mâna dispăruse. Dar mi-am putut da seama că aceasta a fost distanța mâinii lui Dumnezeu protectoare, care a oprit mașina mea la timp să nu se izbească de cel parapet, care m-ar fi lăsat fără suflare în aceste momente. Nu aș fi avut nicio șansă să mai trăiesc dacă ar fi avut loc acel impact dintre mașină și zidul de beton, pentru că, așa cum spuneam, aveam o viteză foarte mare, undeva la 140 de km la oră. Vă imaginați când s-a întors mașina invers și a început să alunece, care ar fi fost rezultatul acelui impact. Dar încă o dată am putut să văd brațul puternic, salvator și protector, acelui ce astăzi dimineață, înainte de a porni, l-am chemat în ajutorul meu. De dimineață, de la ora 4, când m-am trezit, mi-am încredințat soarta, mi-am încredințat viața, mi-am încredințat mașina, mi-am încredințat familia în mâna protectoare a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost credincios și astăzi și și-a arătat măreția și puterea Lui, salvându-mi viața
încă o dată. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu pentru această minune care încă o dată am putut să o văd cu ochii mei. Amen.